Continuă emisiunea de ale Buzoianului împreună cu doamna fost prefect Carmen Ichim. Vorbim despre politică acum. Doamna Ichim, aș vrea să atingem un pic un subiect cunoscut deja de toată lumea, dar vreau să vă știu răspunsul dumneavoastră direct. Am discutat în primele noastre emisiuni foarte mult despre candidatura pe care vi-o doreați la Consiliul Județean pentru președinția Consiliului Județean. Vă doreați candidatură pentru această funcție. Apoi, după ce v-ați suspendat, ați anunțat că ați ales să îl sprijiniți pe actualul președinte, domnul Petre Emanuel Neagu, cel care candidează și dânsul la un nou mandat în fruntea Consiliului Județean. Ați făcut o alianță pro-România PSD pentru Consiliul Județean și pentru Râmnic la funcția de primar. De ce ați ales să nu mai candidați personal și să-l susțineți pe domnul Neagu? De fapt, alianța se numește PSD Pro Buzău. PSD Pro Buzău. Da, așa. Pentru că, așa cum am spus, Pro-România luptă pentru Pro Buzău sau, de fapt, mă regăsesc în Pro Buzău mai mult decât în orice altceva. Și cred că toți suntem, indiferent de culoarea politică pe care vrem să o avem, că ați văzut cum se vopsesc. Unii se vopsesc în galben, după care în albastru, după care în verde, după care în roșu și tot așa. Nu e ceva de genul ce mi-aparține, dar ați văzut și cred că toți oamenii au văzut lucrul acesta. Eu spun că pentru Pro Buzău trebuie să luptăm cu toții. Și pentru că atunci când am fost prefect, am fost sprijinită de guvernul PSD. Pentru că la conducerea județului am fost alături de domnul Petru Emanuel Neagu, actualul președinte al Consiliului Județean. Pentru că m-a sprijinit în toate proiectele și când spuneam se poate, nu că nu lăsăm pe mâine, haideți că facem împreună, se poate, haideți ne ajutăm aici. Haide. Tot timpul m-a sprijinit și m-a sprijinit necondiționat. Și pentru că am considerat că are mai mare experiență în a conduce Consiliul Județean la această dată și pentru că este un om politic mult mai abil, eu v-am spus că de-abia fac politică, dar eu văd politica sub forma asta de strategii, de altceva, nu neapărat, am considerat că este un lucru foarte bun să facem o echipă împreună, eu pe vicepreședinte al Consiliului Județean, dânsul pe președinte, pe postul de președinte al Consiliului Județean, pentru că sunt sigură că pentru Buzău vom face multe lucruri bune. Și după cum s-a văzut, ați văzut că în calitatea dânsului de președinte al Consiliului Județean, acum cel puțin în ultima perioadă se văd, au început proiectele pe care le-a demarat acum câțiva ani și acum au început să fie puse în aplicare. Vrem să dezvoltăm Buzăul vrem să numim un județ turistic. Avem așa de frumos relief în Buzău. Avem așa de multe bogății naturale pe care nici noi buzoienii nu le știm. Când ne spune cineva câte ceva, știi că ai fost în cu tare loc la focurile vile, ai văzut vreodată la muntele de sare, la muzeul de Chihlimbar, la muntele de Chihlimbar, chiar că avem și la fel de fel de vulcanii noroioși, tabăra de sculptură, provanții de la Bozioru, dealul cu lilieci. Adică avem așa multe, multe, multe bogății pe care ne-a înzestrat, să spunem, Dumnezeu și natura. Noi nu facem altceva decât să le întreținem, să le dezvoltăm puțin și să ne dezvoltăm turismul. Ca să putem să facem lucrul ăsta, trebuie să investim foarte mult și în educație și în cultură, pentru că nu merge una fără celelalte. Ca să nu mai vorbesc de sănătate. Știți, trag un semnal de alarmă tuturor și cel puțin buzoienii. Eu țin foarte mult la buzoieni și la râmniceni în același timp, pentru că eu mă trag cam din acele locuri. Să știți că această boală există, să știți că lasă urme destul de urâte și să știți că noi trebuie să ne protejăm. Ne spălăm pe mâini, ne dăm cu dezinfectant, putăm măști în aglomerații, atunci avem cel puțin 50% un câștig de partea noastră. Ca să putem să facem toate lucrurile astea, noi trebuie să fim sănătoși. Dacă nu suntem sănătoși, nu facem nimic. Și așa suntem trecători prin viață. Și așa suntem trecători pe oriunde, dacă stai să te gândești bine. Dar să lăsăm ceva în urma noastră. Și eu îți mai spun altceva. Noi trebuie să fim optimiști. Și noi trebuie să fim fericiți, să ne mândrim cu noi, așa. Și eu cred că buzoienii au de ce. Și atunci, analizând cu domnul președinte al Consiliului Județean, am zis că hai să facem o echipă, hai să dezvoltăm partea asta de sănătate și avem amândoi, când vom veni în emisiune, o să spunem cam ce proiecte avem, multe pentru buzoieni și credeți-mă, eu vin cu partea mea legală de om de administrație, dânsul tot om de administrație, dar știe să le îmbine altfel, așa că putem să realizăm, să facem o echipă sudată și nu contează încă o dată, spun, culoarea politică dacă noi facem pentru Buzău. Încă o dată lumea trebuie să înțeleagă că politica înseamnă o strategie, un plan,
că vin unii și spun, domnule, eu fac doar de stânga sau eu fac doar de dreapta. Mie mi-a fost foarte greu la început să spun, da, ții-mi și mie. De unde să încep politica asta? Că pentru mine administrația, da, am niște documente, am o legislație, una, două, trei, mă apuc, citesc, văd. Că după asta ne orientăm și ne coordonăm viața, da? După legislație, dacă stai bine să te gândești. E, aici nu știam ce. Și într-o dimineață am început să citesc tehnicile de comunicare pe care dumneavoastră jurnaliștii le aveți. Hai să vedem ce înseamnă politica, cum se face, hai să vedem multe, multe detalii pe care nu ne-a învățat cineva, pentru că dacă înainte de 89 era școala aceea de partid unde te învățau, poate și după 90 mai știți că mai apar sesiunile de vară, unde spun mă duc în tabăra cursuri. De vară, cursuri da. De partid, dar nu știu ce pot să spun acolo foarte multe, dar eu spun așa, că dacă suntem bine organizați și dacă avem planuri și strategii concrete pentru cetățeni, nu contează culoarea politică. Omul trebuie să creadă în tine, trebuie să-i arăți că poți să faci, să-i dai soluții la problemele pe care le are. Nu se poate să ridici din nume să spui nu există așa ceva, sau mai mult nu se poate să spui vom face. Știți, eu sunt foarte supărată pe faptul că la Râmnic, spitalul din Râmnic care deservește 18 și vă spun și de ce și personal sunt, 18 comune, inclusiv municipiul Râmnicu Sărat, a fost transformat în spital COVID. Bun, trebuia un loc de transformare, așa este. Dar este un municipiu cu foarte mulți locuitori. Avem peste 110.000 de locuitori în acea zonă. Nu poți să lași fără un spital care să trateze simplele afecțiuni sau afecțiuni cronice sau mai grave, să nu ai nimic și oamenii de acolo fie să moară, fie să nu mai aibă unde să meargă. Pentru că nu toți oamenii au bani mulți ca să-și permită o dată la Buzău să vină sau să meargă la București, iar să plece acasă, iar să vină. Nu, eu cred că noi trebuie să fim foarte responsabili. Atunci când ești pe un loc de decizie, răspunzi cu capul pentru ceea ce faci. Nu doar bifezi că ai făcut un lucru, pentru că mor oameni sau suferă. Și acum eu vă spun eu, părinții mei sunt în vârstă și normal că au afecțiuni. Uitați, pentru că n-am reușit să ajung acolo, i-am luat la București. Dacă mamei vreau să-i fac un tratament, trebuie să-i fac acasă, pentru că mi-e frică să o duc în altă parte să nu ia acest virus. Nu este ușor. Dacă mie mi-e greu, care să zic, sunt un om care mă mai descurc. Ce fac restul? Cum se descurcă restul? Da, împreună cu domnul Petre Manuel Neagu, împreună cu primarul Râmnicului, împreună cu domnul Felix Rache, care este președintele Partidului Pro-România, am semnat un parteneriat în care spunem că da, vom dezvolta Râmnicul, vom pune acces pe sănătate, vom găsi soluție urgentă să se deschidă acest spital, parte din acest spital, cel puțin secția de ambulatoriu a spitalului, nu să se lase așa la voia întâmplării oamenii de acolo. Pentru că acum dacă nu ești bolnav de COVID, nu mai ai loc pe nicăieri, ai și alte afecțiuni. Sunt cei care sunt bolnavi de cancer, sunt cei care trebuie să ajungă, sunt cei care au anumite boli de ficat, de cap, de inimă, știți foarte bine că sunt foarte multe boli. Unii spuneau că nu sunt bolnavi, sunt doar boli. Da, sunt foarte multe boli care ne afectează. Și dacă nu găsești unitate spitalicească la care să-ți găsești refugiu și unde să-ți găsești tratamentul, că până la urmă pentru asta plătim, să avem și noi acces la sănătate, că este cel mai important în ziua de azi, și eu mă oferesc în spatele unei decizii să bifez, fac aici sau fac aici sau fac aici, atunci trebuie să fim trași la răspundere. Adică trebuie să ne gândim foarte bine pe cine alegem, unde alegem și de ce alegem acolo. Despre toate aceste proiecte și pentru sănătate, dar și în infrastructură și în celelalte domenii, aș vrea să vorbim în emisiunile viitoare. Vreau însă astăzi să vă mai întreb cum credeți că va fi campania electorală, dacă tot vorbeam despre cazurile de COVID-19, știu că guvernul promitea că o să ofere câteva reguli pentru desfășurarea campaniei electorale și pentru ziua alegerilor, reguli care să ne apere și pe noi alegătorii și pe dumneavoastră cei implicați direct, oamenii politici, candidații. Ați primit vreun regulament ceva până acum, că mâine e prima zi de campanie? Nu, astăzi e ultima zi de precampanie. Știți ce n-am văzut eu? N-am văzut multă mișcare. Când eram prefect, știți foarte bine, am gestionat 3 rânduri de alegeri. Tot timpul eram prezentă și spuneam, este etapa asta, este etapa de precampanie, să pot face astea afișe, ce să pot pune. Trebuie ca să gestionez foarte bine secțiile de votare sau biroul electoral județean, pentru că ești în comisia tehnică, cea care ești suportul biroului electoral județean, de circumscripție județeană. Acum este așa un haos. Vreau să vă spun că
În momentul în care s-au înființat birourile electorale de circumscripție comunală, câțiva președinți ai acestor birouri m-au sunat să-mi spună: Doamnă, vă regretăm că n-am văzut niciun fel de organizare, că a fost un haos. Să iei V-au o simplă... sunat acum, nu? Da, acum. Să iei o simplă ștampilă a trebuit să stăm 2-3 ore. Ce înseamnă asta? Și n-am fost decât 87. Dar când vom fi 426, ce se mai întâmplă? Că știți că pentru județul Buzău avem 426 de secții de votare. Deci, cred că trebuiau spuse multe, multe lucruri și trebuia tot pentru oameni, că tot pentru oameni lucrăm. Nu suntem în anumite funcții, indiferent pe care, nu suntem să lucrăm doar pentru noi. Și trebuie să anunțăm, da, se finalizează campania electorală. Ce se întâmplă? Ce nu ai voie să faci? Nu este suficient să dai un mesaj pur și simplu, ci poți să ai o discuție liberă, pentru că ați văzut că în ziua de azi oamenii mai repede se uită la tine când le vorbești decât să stea să citească. Numai ne trebuie și ochelari, multora dintre noi, chiar dacă ai 20, 50, 80 de ani, tot ochelari îți trebuie, știi? Adică aveți, ne-am învățat așa mai... Aveți reprezentanți, Pro-România are reprezentanți la secțiile de votare, în birourile electorale, aveți? Sigur, da? Avem, da, avem o hotărâre 4 a autorității electorale permanente, acolo unde sunt stabilite și condițiile. Condițiile de care spuneați mai devreme. Ajung întâi la condiții și pe urmă vă spun că da, Pro-România are reprezentanți și în biroul electoral de circumscripții comunale, orășenești sau municipale, cât și în biroul electoral de județean, de circumscripție județeană. Deci avem reprezentanți în toate formele de organizare pentru aceste alegeri. Mai mult decât atât, ceea ce ar trebui să facă instituția prefectului și nu numai prin Ministerul de Interne, ar trebui pentru ziua votării să, cel puțin membrilor care fac parte din aceste birouri electorale de circumscripție comunale și din secțiile de votare și biroul electoral județean și municipal, ar trebui să le dea mănuși și ar trebui să le dea măști de protecție și dezinfectant. Acum eu îndemn oamenii că trebuie să meargă la vot, dar trebuie să aibă o precauție maximă. Adică să aibă totuși măști, să aibă totuși mănuși. Dacă nu, secțiile de votare și trag un semnal de alarmă că și în secțiile de votare, că poate un om a uitat să-și ia o mască. Trebuie să-i asigurăm o mască, pentru că așa este normal. Adică mai lăsăm puțin de la noi din grandomania noastră și haide să fim puțin mai spre oameni. Adică trebuie să aibă și aceste lucruri. Nu neapărat ai nu știu ce, hai pleacă acasă că nu ești bun. Deci măsuri trebuie luate și sper să fie luate în conformitate cu actualele prevederi legale în ceea ce privește combaterea sau cel puțin combaterea COVID-ului sau asigurarea normelor igienico-sanitare în aceste situații. Trebuie să ne învățăm să trăim și cu, dacă nu se trece COVID-ul. Dacă va rămâne 4-5 ani, ce facem? Stăm în casă? Stăm izolați? Nu. Trebuie noi să fim responsabili, trebuie noi, tot noi, să ne luptăm cu această armă și să mergem mai departe, să ne găsim soluții, să ne continuăm viața, că doar nu trece viața pe lângă noi și noi spunem, știi, ne-am ascuns că a fost COVID-ul. Nu. Și eu îndemn oamenii așa, să fie puțin mai buni. Pro-România a făcut un apel către toate partidele politice și eu personal am făcut, că vreau să facem o campanie elegantă, vreau să facem o campanie constructivă pe proiecte. Nu vreau atacuri la persoană, ceea ce am văzut și până acum. Nu vreau să ne jignim de pe conturi false sau de pe fel de fel de minunății din astea ce apar. Tehnica asta este modernă, dar să știi că lași urme. Pe unde te duci, tot lași urme, da? Chiar dacă spui că ești marele specialist. Deci am văzut mult prea multe răutăți. Nu este normal. Nu în 2020. Nu discutăm acum. Noi acum trebuie să venim fiecare. Uite, vreau să fac ceva. Cum îl realizez? Cum realizez planul ăsta? În cât timp o să-l faci? Deci faceți cu cine? Un apel la o campanie curată, da? Da. Bazată pe proiecte, bazată pe bun simț, bazată pe profesionalism, bazată în spiritul și în litera legii și, în primul rând, bazată și orientată către oameni, către cetățeni. Noi trebuie să-i asigurăm că vom veni cu lucruri curate, bune și în folosul lor. Să știți că mai avem câteva minute și mesaje, sunt zeci de mesaje care au sosit. Majoritatea telespectatorilor vă doresc succes și vă apreciază. O să vă citesc câteva pentru că nu am timp de toate. Spune cineva, sincer, vă văd în stilul practic al domnului Ponta, ați ales bine, succes! Felicitări și succes doamnei, adevărul este doar adevăr, așa trebuie. Felicitări, frumos discurs, spune altcineva. Succes, stimată doamnă, vă prețuim enorm, aveți toată susținerea noastră, suntem pro, spune alt telespectator.
O spun pentru a mea oară, spune altcineva, cel mai bun prefect, cel mai bun ascultător al cetățenilor, cel mai bun om în administrație, un om cu o ambiție enormă, extrem de organizat, care trebuie să fie acolo unde ne dorim noi buzoienii. Vă susținem, doamnă Ichim, succes, spune telespectatorul. Da, să știți că de când sunt la Pro au venit foarte multe persoane, oameni care cred, încă mai cred, dar nu numai oameni. Să știți că au venit și primari, că sunt un fel sau de altul. Nu contează, sunt oameni în primul rând. Au probleme și vor soluții. Și lucrul ăsta mă face să cred că noi avem porțile deschise pentru toată lumea. Nu neapărat să vină la noi în partid, că nu vreau să aducem pe cineva cu forța. Fiecare trebuie să vină de plăcere și să stea acolo la discuții că vrea să rămână, nu că trebuie să uite pe ceas, trebuie să plec. Iar mai vorbește asta mult. Nu suportăm. Da, mai spune cineva, mult succes, sunteți un om vertical, inteligent și atent permanent la nevoile oamenilor, nu doar în campanii electorale. Așa vă percep oamenii și cred că sunteți mândră de tot ce ați realizat prin forțele proprii, iar acum într-o echipă pe care o descrieți unită și frumoasă, da, o echipă pro-România în care vă regăsiți. Sigur. Să știți că și alianța este o alianță bună, constructivă și pe care trebuie să învățăm să respectăm că dacă este în folosul cetățeanului. Și eu consider că este. Și eu mai vreau să spun ceva, eu cred în oameni. Cred în oameni așa de mult. Poate uneori n-ar fi trebuit așa că unii te mai ascund. Dar noi, dacă noi nu credem în noi, că putem să realizăm multe, să știți că nimeni n-are cine să creadă. Eu vă doresc mult succes, vă mulțumesc pentru că ați venit astăzi, știu că e o perioadă încărcată. O să ne revedem și în campania electorală și o să vorbim atunci mai mult despre proiecte. Mult succes, doamnă Ichim! Mulțumesc și vreau să mulțumesc și familiei mele care mă suportă și care mă sprijină necondiționat și vreau să le urez tuturor să aibă multă, multă sănătate, să aibă grijă de persoanele lor, să aibă grijă de părinți, de copii, pentru că noi toți suntem o familie de care trebuie să avem grijă unii de alții. Da, sănătatea primează, e adevărat, trebuie să avem în primul rând grijă de asta pentru a putea face tot ce ne propunem. Vă mulțumesc încă o dată și succes! Și eu vă mulțumesc! Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Urmează imediat jurnalul Campus TV. Seară bună, la revedere!